Hai. Hei, bună! Sunt Maya. Iar eu sunt Andra. Iar pentru astăzi m-am pregătit un nou vlog. Sunteți pregătiți? Că doar e sâmbătă. Haideți să începem! Am primit foarte multe idei de vlog de la voi. Și noi credem că am ales-o pe cea mai haioasă. Sperăm să iasă bine, eu cel puțin am emoții, pentru că Andra astăzi va fi legată la ochi și mă va machia. Sper da. Să nu rămân fără vreun ochi sau... Haideți să vedem ce o să iasă. Te ajut? Mi-e frică. Te ajut? Ia, hai. Sigur nu vezi, da? Nu nimic. Ți-am încurcat părul la spate de ochi. Mă vezi? Bună, cât de deget arăt? Nu știu. Stai ușor. Deci cu ce vrei să încep? Aici față mă simți? Uite ce frumoasă e. Fină ca un fund de beduș. Să încep cu fond de ten. O să încep cu fond de ten. Ok. Vrei BB cream sau fond de ten? Fond de ten. Fond de ten. Asta e fondul de ten. Uite-l aici. Ceva cu care să te împingi. Un burețel. Acolo e gâtul. Acolo e gâtul. N-ai nicio treabă, dar nu-mi da pe păr, stai un pic. Totuși... De ce n-ai pe gură? Adică, bine, pot să-mi dai pe gură, e ceva normal. Andra, îmi capul e ceva de genul, trebuie să arăt că pot să machiez și așa, pentru că eu sunt o expertă. Dar nu sunt o expertă. Mi-ai dat mai mult pe gură decât mi-ai dat pe obraj, Andra. Cred că am terminat. Ce dorești acum? Acum vreau concealer. Corector. Mi-e frică, aici chiar mi-e frică. Vezi, ușor, nu te duce mai sus, te rog. Scuze. Mai jos, mai jos, un pic mai jos. Cred că ți-am băgat puțin asta în ochi. Gata. Crezi? Crezi? Acum vreau pudră. Pudră. Și pensul. E aici. Fața mea e aici. Acolo. Mi-e păcatul mie în gât. Gata. Cred că am terminat cu asta. Acum deci... vreau blush. Blush? Da. Blush. Ai și pe... Nu. De ce bagi degetul? Ce faci? De că ce să văd? Cred că am lovit. Ce tu pipi în gâtul? Dar ce nu știu unde e fața ta? Ești profesionist. Cred că am terminat astea. Așa. Și acum vreau bronzer. Dai că nu știu care e. Nu e asta. Asta e. Bagă pensula aici. Da? Da, eu așa mă dau. De că am terminat cu asta. Așa. Acum vreau... sprâncene. Dăm prim. E sigură? Da. E sigură? Mi-e frică. Ai zis sprâncene? Simți păr pe frunte? Nu prea. Aici. Acolo. O, doamne. Și de cealaltă.
Întoarce puțin. Cred că spun ce am spus, mi-a zis mai bine. Crezi? Nu știu. Se poate mai bine decât cealaltă, Andra. Cealaltă e perfectă. E vis oricărei fete să aibă astfel de sprâncene. Sunt gata cu sprâncene. Super! Yay! Next. Cred că vreau să-mi fac o loc, să-ți dau cu față. Ce să faci? Da, doamne. Ok. Ai aici o paletă, pune mâna, simte-o. O simți? Așa, da. Așa. Ai 6 nuanțe. Da? Ale. Ale sunt. Okay. Cele de sus sunt mai deschise, cele de jos sunt mai închise. Anima rog. Hai. Fără frică, Andra. O să iasă minunat. După asta să-ți fac promovare pe Instagram. Cine are nevoie de make-up artist profesionist? E atât de profesionist că poate să mă înghețe și plecat la ochi. Doar te rog, nu mă apăsa, că mă doare. Ăla-i locul, Andra. Fix pe sprânceană. Oh, am dat pe canapea cu fond de tine. Gata. Să facă serios. Așa cum ești și tu. Hai. Gata, m-am liniștit. Sunt gata să fiu machiată. Dar nu-mi băga degetul. Mulțumesc. Dar nu te mai mișca! Nu mă mișc, Andra, este dreaptă. Da, nu, râzi și te miști. Și îmi pierd locul. Îți pierd locul. Bine, gata. Ok, ce vrei să faci acum? Vreau să... Nu în ochi. Pe ochi. Dar tu ai luat ceva pe pensule? Nu, că vreau să fac înduire. Super. Am auzit că n-am văzut să dai cu pensula pur și simplu așa. Păi nu, că vreau să obțin culoarea. Ce dai pe frunte? Nu mai, vreau altceva. Ce vrei altceva? Vrei să-ți fac codițe? Nu. Sigur? Eu zic sigur. Să te mai gândești sigur. Pentru că este o ofertă generoasă. Bine, merg pe încredere. Foarte greu, dar merg pe încredere. Mama. Aici ai tușul. Scot capacul sau scot singur? Mă descurc. Mă bucur. Exact cum credeam că va fi. Sunt doar pe sigur că o să iasă bine. Nu înțeleg dacă am dat sau nu. De dat ai dat. Locul e mai... Foarte tare o să iasă. Gata, mi-ajunge. Aie, bravo, Andra. Sunt foarte mândră de tine. Așa, acum... Acum rimel. Doamne, ajută. Doamne, ajută. Oh, așa că mă dăm la genul de jos. Ce facem? Dăm crimel pe genul de jos. Cred că da, deja. Hai, continuă. Ce-ai zis? Nimic. Ok. Du-te cu privire așa în sus. Pare de jos, da. Vreau acum highlighter. Să vedem. Să trăiți. Highlighter. Și această pensulică, știu că nu-i tocmai de highlighter, dar na, după posibilități. Îți dau acum cu cât highlighter îmi dau eu.
E clar. Da, obicei. Părul te zbii strălucitor. Păi da, la festivaluri lumea asta cu sclipii. Exact. De asta se poate să simt festivalul. Suntem aici la un nevărsi. Nevărsi, aici la noi. De nas. Ne pregătim. Acolo e nas. Acum contor de buze. Contor de buze. Are. Te descurci. Buzele mai mari, mai apropo. Evident. Ruși, presupun, nu? Da, nu. Poți să-i buzele așa? Cum așa, Andra? Așa. Cum așa? Puțin deschise. Da. Eu sunt puțin. Da! Da! A, ei sunt puțin. Cred că sunt gata. Cred. Dar nu sunt sigură. Mai ai nevoie de ceva? Vrei să mai dai cu ceva? Nu știu, sincer. Acum e momentul, spune-o. Nu, cred că nu. Ești tu sigură că ai zic locul? Mie mi se pare cam simplu. Oh, da. Nu mă văd, dar din ce ai făcut mi se pare foarte simplu. Nu, no, nu vreau să-mi stric locul creat. Locul creat? Da. Ok. Ești pregătită să vezi ce mi-ai făcut? Nu. Alta creată de tine. Nu. Nu? Nu. Atunci rămâi așa toată ziua? Nu. Vreau să mă desfac. Ok. 3, 2, 1, 1 și... Oh, Doamne, Andra, cum ești tu? Deci, eu cu Andra suntem aproape gemene. Aproape gemene. Andra, ești pregătită să ne tomăm în două în oglindă? Am impresia că și tu ai un look asemănător cu al meu. Deci, ești pregătită? Nu. Hai. 3, 2, 1 și... Oh, God. Oh, God. Mai, știi că... Mai, ce-i cu nimelul ăsta? Dacă nu e waterproof. Știi că buzele chiar par mai mari, adică okay. Au acel ceva, știi? Iar, iar tușul ăsta e mirobolan. Cred că cel mai bine toată chestia asta au și genele. Mulțumesc, Andra, pentru acest look. Crezi că poți să ies așa din casă? Da. Da? Ieșim amândouă? Da. Hai! Da. Chiar, serios, uite, ieșim. Vin ce la mega. Vince la mega, cumpărăm un avocado. Cam acesta a fost vlogul de astăzi. Vă recomand pe Andra ca make-up artist. O găsiți pe Instagram andra_nistor. Este foarte pricepută și foarte talentată, după cum puteți vedea. Mi-a realizat un machiaj bombă. Să pot să merg acum pe stradă, mai ales că plouă. Adică o să fie foarte bine, o să fie un ton cu vremea. Sperăm că v-a plăcut acest vlog, iar dacă da, nu uitați să dați un subscribe canalul meu de YouTube, un like și un share pe Facebook ca să vadă toți prietenii voștri și să mă caute dacă au nevoie pentru machiaj de ocazie. De ocazie de asta, foarte special. Nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când postez ceva nou pe canalul meu de YouTube. Încă o dată țin să-ți mulțumesc pentru felul în care te-ai străduit să iasă totul cât mai bine. Mulțumesc. Ești o brină adevărată. Iar până data viitoare, așa cum m-am obișnuit, noi vă pupăm tare, tare, tare!